Bună dimineața și bine ați revenit. Suntem pe lacul Tâncăbești. Astăzi vremea s-a încălzit brusc. A început să iasă și soarele și și-a făcut apariția ceața datorită faptului că se ridică aborul deasupra bolții. Apa este încă caldă. Am sondat, am aruncat undeva în 60 de metri și așteptăm prezentările. David este în primul drill. Nu trage foarte tare de el. Opa așa, opa așa, te trage în apă, ai grijă, ai grijă. Ai grijă. Nu lăsa firul prea mare. La ce l-ai luat, David? Îi dai fir, dar nu îl slăbi firul ca să... Ai când lige barbless și să știi să-l întâlnești. David, decât să tragă în apă, mai bine lasă-l, lasă-l. Nu știu, iau. Hai că nu ești foarte mare. Asta slăbești un pic. Să poată să plece el dacă e nevoie, dar nu slăbi de tot. Așa. Frâna e reglată bine. Hai, am zis ușor. Am luminat un pic. Lasă-l dacă nu vrea, mai lasă. Să fie mai mare ca al meu, David. E posibil. Că nu vrea să iasă, nu-s prăfat. Nu-i întrebi nicio urmă. Juniorul mi-a luat-o înainte azi. Da, mai până la scopa. A luat prima gură de aer. Da. Opa așa. Opa așa, spune și la mine. Așa. O să luăm pe mică. Uită-te la scopa. Bravo. Gata. Și o să luăm pe... Stai așa, pleca. Lasă. Asta nu mai scăpa niciodată.
Partida de astăzi am început-o cu monitor și peste câteva clipe o să schimb, o să pun metod. Astăzi vă voi arăta diferența între un metod scump și un metod mai ieftin. O să încerc să demonstrez că face același lucru și cu banii de pe un metod din acesta o să cumpăr 3 din astea. Vă voi arăta o metodă eficientă prin care puteți salva o parte din bugetul dumneavoastră, să economisiți și astfel să vă puteți cumpăra mai multe metoduri. Haideți să vedem și diferența despre care vorbeam. Acesta este un metod scump, după părerea mea, este undeva la 18 lei în magazin. Iar acesta este un metod mai ieftin, care l-am cumpărat cu 6 lei. Da? Se aseamănă foarte mult, sunt aproape identice, după cum vedeți. Într-adevăr, este o copie, dar asta nu ne împiedică să prindem pești. Acest metod este de 35 de grame și îl voi folosi în partida mea, voi adapta o codiță. Eu deja am făcut unul aici, dar o să mai fac încă unul să vă arăt. Acesta este. Este simplu. Se desface. Se scoate afară tija, are o tijă la interior. Da? Aici are o agrafă. Da? Rotativă. Și un mic tubuleț de silicon. Mă voi folosi de acest tubuleț. Eu o să scot acum o tijă. Aceasta este o tijă. O voi introduce pe acest tub de silicon. Da? O da până în capăt. Vom introduce pe metod. O scoatem. Foarte frumos. Acest manșon îl vom tăia puțin de aici din vârf, pentru că este prea subțire și nu ne permite să intre pe tija asta. Și vom tăia puțin vârful. Nu trebuie nici foarte mult ca să intre puțin forțat. Umectăm un pic tija ca să alunece mai bine. Și împingem. Împingem bine până ajunge manșonul acesta pe tija metodului aici jos. Și am obținut un metod cu codiță. Foarte bine ține, nu iese, pe care îl putem adapta la montura noastră. Hai să umplem și cu nadă ca să vedem cum arată. Și avem un metod. Da, o copie, dar o copie bună care face același lucru cu originalul, numai că este de 3 ori mai ieftin. Acum trebuie să avem foarte mare grijă și la copiile astea, pentru că multe dintre ele nu sunt foarte reușite și, de exemplu, la cele cu greutate mai mică putem avea surprize în momentul când lansăm să ajungă pe substrat să se răstoarne. În loc să pice pe partea cu plumbul, să fie așa. Iar dacă se răstoarnă așa, la revedere.
vin. Trăsătura în direct, o plătic care, bineînțeles, că s-a dezgățat. Ca lansetă pescuiesc un Matrix de 3,90, greutate de 130 de grame, o mulinetă tot de la Matrix, un Horizon de 4000. Fir am un fir de la Shimano Technium de 0,20. Ca înaintaș am un fir textil de 0,15 de la Benzar, teflonat. Cârlig de la Guru, mărimea numărul 12. Cam omeală folosesc micro pe pop-up-urile de la Utopia de 5 mm. După ce trăsăturile vor veni mai des, voi schimba, voi încerca aceste pop-up-uri de la Utopia cu aromă de fructe, cocos și fructe de pădure. Astea sunt niște waftere de 10 mm. Poate reușim să aducem ceva mai mare pe saltea. Avem un pește. O plătică din nou. Din nou o trăsătură de plătică. O plătică iar. Ceasul e în jur de ora 14. Deocamdată, în afară de plătică, n-am reușit să scot nimic. Am prins multă plătică. Nu știu câtă, dar destul de multă. Crapii nu și-au făcut încă apariția. Am hotărât să părăsesc vadul și să mă duc departe la 100-110, cât îi putea să dau în față, să încercăm și varianta asta, poate putem să agățăm vreun pește mai mare.
Să nu fie vreun shallow de la... care s-a aruncat la metod. Trage sus așa, ia ușor. Cu bătul pe lângă apă. Mai de ce nu s-a aprins? Alături de la Utopia. Bravo, David. Hai, eliberează-o. Plecat. Uite. Cred că pot. Asta a fost partida pentru ziua de astăzi. Pescuit la albitur în cea mai mare parte, un singur ciortan. Asta este, mai sunt și partide de genul. Nu este mulțumitori, am ieșit, ne-am distrat, am avut activitate. Nu rămâne decât să ne vedem data viitoare. De aici, de la Tâncăbești, vă salut pe toți. Nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă nu sunteți abonați. Un mic like acolo m-ar ajuta foarte mult și o distribuire la acest video. Vă salut pe toți, toate cele bune și fire întinse tuturor!